Luna 9 din iunie, darurile și avertismentele sale. Duminică, 18 iunie, ne așteaptă o lună nouă foarte curioasă. Permiteți-mi să vă reamintesc de conjuncția soarelui și a lunii care va avea loc în zodia gemen sau, mai degrabă, la capătul său, aproape de granița cu semnul rac. Luna nouă în Gemen se va manifesta într-o relație complexă cu teme legate de adevăr și minciună, respectarea promisiunilor, intrigi de culise, personificare directă și standarde duble. Acest horoscop stabilește agenda pentru întreaga lună lunară care urmează. Cu asta va trebui să ne confruntăm până la apariția lunii noi din iulie. În sensul cel mai general, absolut toată lumea va trebui să se confrunte cu o situație care ne va cere să fim rezonabili. Chiar în vârful acestui important eveniment ceresc, se va forma un singur aspect din punctul lunii noi și acesta va fi careul cu Neptun, care este un indicator destul de stresant. Întrucât luna nouă este ca un anumit început al anumitor tendințe pentru următoarea lună lunară, se poate presupune că vor exista probleme asociate cu elementul apă, de exemplu, secetă în unele regiuni și inundații sau precipitații abundente în altele, un fel accidentelor asociate cu transportul pe apă sau petrecute în apă. Neptun este responsabil și de substanțele toxice, infecții și răspândirea lor, otrăviri. Acestea vor fi știrile la care ne putem aștepta în această lună lunară. Va fi multă apă și în spațiul informațional, ceea ce va face incredibil de dificilă aflarea adevărului. Pregătiți-vă pentru activarea mincinoșilor, trișorilor, manipulatorilor, coților și pentru probabilitatea ca ideile false să ne fie impuse fie direct, fie în moduri foarte subtile. Păstrați-vă individualitatea, nu renunțați ușor la opiniile și principiile voastre, nu deveniți parte a turmei controlate, lucru foarte probabil atunci când Neptun devine negativ. Pentru unii, această lună poate aduce mari dezamăgiri, dezvăluirea unor secrete sau înșelăciuni care duc la o epifanie dureroasă, la conștientizarea adevărului. Acest lucru este confirmat și de gradul 27 în Gemeni, unde va avea loc conjuncția exactă a luminilor, luna nouă. Misterul acestui grad avertizează asupra probabilității unei dezamăgiri, a unui sentiment sporit de nemulțumire față de cineva sau ceva, a eșecului și a iritabilității, a sentimentelor puternice, inclusiv a sentimentelor de dragoste. De altfel, conjuncția celor două planete de gen, Marte și Venus, responsabile pentru masculinitate și feminitate, cu Lilith, face de asemenea aluzie la acestea din urmă. Conjuncția lor va dura până la începutul lunii iulie. După literalmente două ore de la conjuncția exactă a soarelui cu luna, când steaua nopții se îndepărtează puțin de steaua zilei, continuând să mențină o legătură puternică cu aceasta, luna va fi inclusă în axa mondială a destinului, creând o configurație destul de armonioasă cu aceasta, în timp ce se află deasupra ei. Acest lucru poate fi un semn al unor evenimente importante, epocale, care ar putea avea loc în următoarea lună lunară, dar care vor fi într-un fel legate de programe sau ideologii din trecut, deoarece luna va forma un aspect mai puternic cu nodul care simbolizează trecutul. Astfel, în cel mai bun caz, este posibil să se corecteze greșelile anterioare, să se regândească puncte de vedere, concluzii, orientări, principii, obiective deja formate și înrădăcinate. În cel mai rău caz, poate fi vorba de o încercare de a reda ceva, de a reveni în trecut, de a reînvia idei, procese, sarcini anterioare, ceea ce, desigur, contravine principiilor evoluției. Și încă un fapt interesant despre această lună nouă. Pe măsură ce luminile încep să interacționeze în mod activ unele cu altele în apropierea graniței gemeni, RAC, ele se vor aprinde pe semnul zodiei superioare, Nava. Acest lucru va lăsa să pătrundă noi energii în realitatea noastră, împinându-ne spre reînnoire, spre schimbare, provocând transformări importante atât în noi, cât și în viața noastră. De aceea, în această lună lunară, ar trebui să mizăm pe calități precum la abilitatea mentală, flexibilitatea și adaptabilitatea. Persoanele cu o intuiție bine dezvoltată la un nivel profund al subconștientului pot sesiza noile tendințe din viață, le pot prinde și, să spunem, se pot urca pe val. Informații necesare și foarte importante pot veni în cele mai neobișnuite și chiar ciudate moduri, așa că în următoarea lună fiți deschiși către lume, nu respingeți ideile care vă vor veni în minte sau care vor veni prin intermediul cuiva din jurul vostru, ele pot fi foarte promițătoare. Nu vă fie teamă să schimbați tiparele obișnuite, șabloanele, atitudinile, nu uitați, va fi o perioadă cu schimbări importante și globale în lume, deși noi înșine trebuie să ne schimbăm dacă nu vrem să rămânem în afara vieții. Această lună nouă va fi defectuoasă, deoarece Neptun va arunca o perdea de fum peste lucruri, ceea ce face dificil să știm dacă situația va fi reală și solidă sau dacă va fi mai degrabă un vis magic într-o noapte de vară, plin de presupuneri fericite care sperăm că se vor dovedi a fi adevărate. Va fi dificil să știm dacă cazul sau planul important despre care discutăm are potențial sau nu. Neptun acționează întotdeauna într-un mod evaziv, chiar misterios, creând o forță care nu recunoaște nicio limitare spirituală. Adevărul situației nu va deveni probabil evident decât atunci când vom începe aventura și vom lucra pentru ea, dar până atunci s-ar putea să fie prea târziu pentru a ieși din ea fără costuri și pierderi de timp, energie și bani. Aveți grijă la ceea ce planificați în această perioadă, 17-19 iunie. Puneți o mulțime de întrebări partenerilor de afaceri și faceți-vă verificările necesare. Cel mai bine, nu începeți nimic nou, nu planificați nicio afacere importantă și evitați să semnați documente. Există alte câteva aspecte neplăcute în ziua lunii noi, Marte în cuadratură cu Proserpina și Lilith în cuadratură cu Proserpina. Influența lui Lilith va fi cel mai puternic instinct animal și nu poate fi combătut decât la un nivel spiritual înalt. Marte provoacă o poftă excesivă de risc și aventură, dorința de a câștiga cu orice preț, de a avansa. Va fi o combinație de cruzime extremă și nebunie. În ceea ce privește vremea, combinația dintre apa mare negativă și aer poate aduce probleme în noua lună lunară, inundații, ploi torențiale, uragane, viituri, incidente în aer și pe apă. Imaginația noastră va fi foarte activă în această lună nouă și poate fi folosită excelent dacă vrem să ne implicăm în artă sau publicitate. Se va simți foarte bine calitatea oricărui proiect, ceea ce este popular și ceea ce este pe cale să-și croiască o nișă. În același timp, luna în gemeni nu va fi deosebit de puternică din punct de vedere energetic, așa că oferă multe strategii diferite atunci când ne confruntăm cu duplicitatea și lipsa de încredere. Gemenii sunt un semn care trece cu ușurință de la o poziție la alta, iar luna este foarte volatilă, așa că ne putem imagina că duplicitatea va fi foarte mare la persoanele cu luna în gemeni, iar un Neptun afectat atrage după sine eșecuri, dezamăgiri și pierderi materiale. Deosebit de vigilenți cu privire la toate contactele din următoarea lună lunară ar trebui să fie chiar gemenii, săgetătorii, scorpionii, fecioarele, capricornii și peștii. Cu toate acestea, această poziție a lunii va fi foarte psihică, deoarece va fi foarte bine adaptată la conștiința colectivă și se adaptează rapid la schimbări. Persoane precum comercianții și profesioniștii din domeniul artei și modei, profesioniștii din domeniul medical și jurnaliștii se vor descurca bine cu această lună nouă. Luna nouă va fi mai pozitivă pentru semnele Berbec, Taur, Rac, Leu, Balanță și Vărsător, dar asta nu înseamnă că Neptun nu ne va mai întina o capcană. Desigur, potențialul pentru partea întunecată a gemenilor este prezent din cauza arhetipului înșelăciuni, iar această lună nouă poate genera și activa trișori, mincinoși și hoți deosebit de pricepuți, care ar trebui evitați în mod special în noua lună lunară. Darurile lui Neptun sunt a doua față, al treilea ochi și al șaselea simț. Aceste daruri vor ajuta la identificarea punctelor de pericol în următoarea lună lunară. Sper că acest clip v-a fost util. Vă încurajez să utilizați aceste informații cu încredere și să luați acțiuni pozitive în baza lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați pentru a urmări mai multe clipuri similare în viitor.